Bine v-am regăsit la episodul 25 din cadrul seriei Făuditorii de visuri. Vreau să încep printr-o anumită afirmație și anume că autorul textului operează cu mai multe mecanisme literare prin care încearcă să comunice un anumit mesaj a audienței sale. Dar vreau să mă opresc aici deocamdată și să încerc să explic două aspecte ale acestei afirmații. Primul este legat de Uh, ideea de autor, autorul narațiunii sau autorul cărții. Pentru că sunt mai multe opinii: vis-a-vis -vis de uh, autorul sau autorii acestei cărți numite Geneza. Uh, de ce nu spunem direct Moise? Pentru că, prin tradiție, noi credem că Moise e cel care a scris uh, cartea Genezei și celelalte uh, patru. Care se referă în mod tradițional la anumita Tora sau la lege. Dar sunt mai multe opinii pe această temă și nu știm exact cine este autorul. Trebuie să fim foarte conștienți de lucrul acesta. Poate că a fost Moise, poate că n-a fost Moise, noi nu avem cum să dovedim așa ceva. Dacă credem că a fost Moise, o facem pe baza tradiției. Nu a altor elemente uh, inerente, să zic așa, textului care să demonstreze cu ceva concret. În într-adevăr a fost moise și nu altcineva. Dar nu cred că are importanță până la urmă cine a scris. Putem spune moise, generic, acest moise generic dacă vreți, ca, ca autor al cărții genezei. Uh, nu știm cine a scris, dar cei care sunt specialiști recunosc mai multe genuri, mai multe nuanțe și stil literar uh, de la o la alta. Și se pare că cel care a scris narațiunea lui Iosif poate să nu fie același care a scris geneza ca primele capitole sau celelalte cu Iacov și cu sau și așa mai departe. În sfârșit, n-are importanță, nu vreau să ne încurcăm prea mult, dar de aceea spun de obicei autorul narațiunii, pentru că nu știm exact dacă a fost sau nu Moise sau oricine ar fi fost acel individ. A doua afirmație este legată de audiență. Trebuie să recunoaștem un lucru, noi nu suntem audiența pentru care a fost scrisă Cartea Genezei sau că această narațiune a lui Iosif. Nu pentru noi a fost scrisă, să fie clar. Noi suntem beneficiarii acestui text, acestei uh, frumoase piese literare, dar nu noi suntem audiența. De aceea avem dificultă să înțelegem de ce autorul folosește niște concepte, niște idei, niște ilustrații care ne sunt cu totul străine. Și e normal să fie așa, pentru că, repet, n-a fost scrisă pentru audiența secolului 21, ci pentru audiența de acum câteva 2-3 mii de ani înainte de uh, Hristos. Deci este cu totul altă uh, audiență. Și atunci, re, uh, repet afirmația că acum poate să fie puțin mai clară. Autorul uh, textului sau a narațiunii uh, operează cu mai multe mecanisme literare pentru a comunica un anumit mesaj a audienței. Și unul din aceste mecanisme literare este aceste se numesc cuvinte recurente care se repetă într o formă sau alta, dar care de fapt au darul de a deveni cuvinte cheie tematice. Și atunci îți dai seama pentru că recunoscând stilul, îți dai seama, doamne, dacă omul ăsta repetă acest cuvânt și îl tot aduce în atenția cititorului din când în când înseamnă că vrea să transmită un mesaj chiar prin acest, să spun așa, tric literar. Deci nu doar un mesajul explicit. De exemplu, Iosif a ajuns în Egipt. Ăsta este un mesaj explicit, clar. clar fact pe baza unui fapt s-a întâmplat, a ajuns în istorie, cultură, geografie, toate sunt implicate acolo. Ba chiar și teologie la un moment dat, pentru că li se explică, n-a fost întâmplător că ajunge el în Egipt. Dumnezeu a fost cel care l-a condus, asta spune eu Iosif puțin mai târziu. Dar faptul că repetă de anumite intervale un anumit cuvânt, nu e întâmplător. Cel puțin asta ne spun specialiștii limbii ebraice, biblice. ei spun că nu este întâmplător pentru că vrea să transmită un anumit mesaj. Și cred că a sosit timpul să ne ocupăm de unul din aceste cuvinte cheie, cuvinte recurente, tematice, acesta fiind cuvântul haină. E clar că în limba evraică nu e doar un singur cuvânt pentru haină, cum și în limba română avem veșmânt, avem acoperământ, avem haină, avem mai multe, nu? Dar conceptul, ideea de haină este un simbol foarte puternic, un simbol potent, nu doar în Biblie sau în cultura Bibliei, dar și în culturile popoarelor înconjurătoare. Deci în toată această regiune a Orientului Mijlociu găsim Haina ca un simbol foarte puternic. Deci, în cultura mesopotamiană, în cultura ugarită, în cultura egipteană, în cultura uh, hitită, în cultura zoroastristă, în toate aceste iraniană, uh, persană, pardon, uh, în toate aceste culturi găsim uh, foarte clar simbolul hainei care reprezentând anumite lucruri. Și de aceea aș vrea ca în această ocazie să explorăm puțin în împreună, acest concept al hainei, dar nu așa la modul general în toată Biblia, așa împrăștiați pe toată Biblia căutând texte, încercând să le aducem împreună să le să le strângem puțin de gât să, 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 să le spună tot, să, să confeseze tot. Nu. Încercăm să găsim sensul cuvântului haină în această narațiune, din narațiunea lui Iosif în mod particular și în modul general, dacă veți în toată cartea Geneze, dar nu vă speriați că nu facem acum un studiu extensiv al acestui cuvânt, ci doar vreți să înțelegem de ce autorul aceste narațiuni folosește cuvântul haină într-un mod intenționat și nu doar că o face din când în când, dar și unde o face și unde introduce de fapt acest uh, cuvânt. Bun. Haideți să Începem cu o afirmație la modul, o, o, o afirmație generală. Deja m-am anticipat. Atât în cultura biblică, dar și în cultura popoarelor din Orientul Mijlociu, care erau decine ă, autorilor ă, Bibliei, acest ă, simbol al hainei, repet, este unul foarte potent, cu multe valențe. Printre aceste multe valențe, am ă, selectat câteva. Ideea de identitate, de protecție, de autoritate, de tranziție socială și de neprihănire. Acum, doar ca o scurtă paranteză, ideea de neprihănire, haina ca simbol al neprihănirii, nu este în primul rând, o, nu e chiar o idee biblică. Provine cu mult timp înaintea autorilor Bibliei, din cultura, cultura persană, la zoroastriști, sudra era de fapt acea haină albă specială uh, care se acorda celor care sunt neprihăniți și care trebuie să umble în lumină. Foarte interesant. Și mult mai târziu găsim acest simbol al hainei albe ca simbol al neprihănirii. Uh, de aceea spun că, dar un simplu exemplu, cât de potent era acest simbol al hainei în toate aceste culturi. Bun, dar acum ne-am referit la acestea uh, câteva, uh, am zis câteva valențe importante, însă ce intenționa acum întrebarea este cea mai importantă, zic eu, ce intenționa de fapt autorul acestei narațiuni să ne transmită nouă, hai să zicem că facem, facem și noi parte din această audiență uh, sau audienței sale și prin extensie și nouă celor care citim acum uh, textul acesta, uh, raportând uh, Ideea aceasta, sau explicând, nu explicând, pardon, arătând ideea aceasta a hainei, sau plutrând-o prin fața noastră, de Dumnezeu, haina aceasta a lui Iosif. Un concept, da, conceptul acesta al hainei. Din toate aceste valențe pe care deja le-am menționat, în mod special două le-aș identifica în dreptul acestei narațiuni, și anume ideea de identitate și de tranziție. În narațiunea lui Iosif, în mod special, asociem această haină, sau mai mult, mai bine spus, hainele lui Iosif, cu ideea de identitate și de tranziție. Le vom explora imediat, dar mai întâi hai să vedem unde, domne, ai găsit în Biblie sau în cartea aceasta, în narațiunea lui Iosif, toate aceste haine. Bun, le-am găsit pentru că sunt ușor de găsit, în mare patru din ele le-am găsit în garderoba lui Iosif, patru sunt foarte explicite, sunt spuse pe nume. Două sunt sugerate, sunt sugerate, două. Deci, în total avem șase. Iosif are șase haine, da? Iosif cu șase haine. Prima haină nu e menționată, dar este sugerată. Este haina pe care o poartă în mod normal de când este, să spunem, copil, până când devine adolescent și tatăl său decide să-i dea o haină cu totul specială. Nu mai intrăm în amănunte pentru că am deja am acoperit această temă a hainei lui Iosif. Țineți minte, unul din episoadele precedente s-a ocupat de haina lui Iosif, o haină cu totul specială. Am explicat că e vorba de un anumit cuvânt tehnic referindu-se la o haină făcută la comandă. Deci, vă dați seama, era o haină scumpă, deosebită și în contrast vizibil cu hainele foarte așa simple ale fraților săi păstori. Deci până în punctul acela Iosif purta și o haină obișnuită ca orice copil din vremea aceea. Faptul că nu se menționează haina aceasta e numai normal pentru că Biblia nu se ocupă prea mult de copii și de viața lor și de problemele lor și de preocupările lor. În Biblie copilul nu este atât de important cum este în secolul 21, când totul astăzi gravitează în jurul lui. Pe vremea aceea nu după ce împlinea vârsta de 12 ani, da, acum devenea adult. Și acum era tratat ca atare. Bun, dar știm că Iosif avea vreo 17 ani, cam pe acolo, când tatăl său l-a trimis în misiune. Dar probabil că haina a o poate mai devreme. N-are importanță, ideea este că a doua haină se referă la această haină pe care Cornilescu o numește pestriță, dar care, repet, în limba ebraică e un cuvânt tehnic, se referă la un veșmânt cu totul special făcut la comandă. A treia haină, veți spune, care e a treia haină? Păi a treia haină este că el rămâne fără haină după ce îl face l aruncă în groapa aceea, după ce îl vând, da? Și acum el se va îmbrăca în veșmintele de rob. Iosif este rob, nu? În casa lui Potifar. Bun, că este Rob mai un fel de VIP, da, very important person, da, adică nu e chiar așa orice fel de Rob, nu, nu lucrează în câmp la strâns grâu sau alte chestii sau la piramide. Este Rob în casa lui Potifar, nu? e mai un fel de manager. Dar, domnule, știți că, că apare haina acolo, ca simbol? Păi, foarte simplu, pentru că atunci când este interpelat de Madame Potifar, spune că haina lui a rămas acolo și ea, cu haina lui în mână, a început să facă scandal și să îl reclame pe Iosif, să-l acuze în mod nedrept de abuz, atac sexual. Deci, a treia haină este. Iar este clar identificată, este haina pe care a avut-o, a primit-o, acolo fiind la casa lui Potifar, dar este haina care reflectă poziția lui de rob. Bun, după ce are loc această uh, judecată uh, nedreaptă a lui Iosif, este trimis în închisoare. Acum, clar, și aici are parte de o altă haină, nu ni se spune în mod exact unde acum primește o, ha o haină de închisoare. Ce știm, în schimb, este că Biblia, iarăși, indirect spune autorul, înainte ca să se înfățeze înaintea lui Faraon, l-au dezbrăcat de hainele sale și l-au îmbrăcat, l-au pregătit, l-au ras, pentru că, când spune că l-au bărbierit, se referă nu numai la barbă, dar la ras complet pentru că așa se să pe vremea aceea. Și s-a prezentat înaintea lui Faraon. Deci asta patra haină o numim pe cea care a fost, cu care a fost în închisoare. Când ajunge la Faraon, explică visele și este foarte bine cotat de către Faraon ca fiind un potențial candidat pentru funcția de, să zicem, mă rog, mare vizir, ministru sau cum vreți să-i numim. Primește o haină specială din partea lui Faraon. Aceea e în subțire cu, mă rog, cu meraș, și cu toate cele insignii regale. Deci asta este a cincea haină pe care Iosif o poartă. Când spun că o poartă, îmi vă dați seama că a purtat o singură haină o perioadă lungă de vreme. Ideea de simbol, repet, da? Deci acum haina aceasta este un simbol pentru etapa în care Iosif intră un alt oficial la curtea lui Faraon. Cinci la număr. Și vă spune, păi de unde ai scos șase? Bine, Haina șasea, de fapt, este ultima haină pe care Iosif o poartă și anume cea de îmbălsămat, pentru că, așa cum spune Biblia, Iosif a fost îmbălsămat de către egipteni și na, fiind recunoscut ca un alt oficial, cel care i-a ajutat poporul și la vreme de restriște, a avut parte de o, o înmormântare cu toată uh, rețeta egiptană de înmormântări. Și, practic, aia a fost ultima lui haina pe care a portat-o. Dacă putem vorbi așa. Deci, repet, două sunt sugerate. Cea de, la copi, din copilărie și cea în care uh, a murit și celelalte patru sunt uh, destul de explicite în Biblie. Întrebarea este, e chiar întâmplător? De ce trebuia să ne spună nouă el, uh, autorul, despre aceste haine? Ce relevanță au ele? Pentru că când autorul biblic sau un autor antic vorbește despre haină nu are aceeași greutate sau aceeași valență ca atunci când vorbim noi despre haine astăzi. Pentru noi haina este un simplu obiect vestimentar, nimic mai mult, nu are nicio semnificație simbolică. O, putem spune că avem și proverbe, nu? Nu haina face pe om, e adevărat. Dar în general când ne îmbrăcăm, ne îmbrăcăm cu o haină sau cu alta și sigur că da, încercăm să exprimăm, să facem și anumite declarații vis-a-vis -vis de statutul nostru. Nu, no, dacă avem o haină mai scumpă, o haină mai așa, ne îmbrăcăm mai așa cu un training pe noi, înseamnă ceva, dacă ne îmbrăcăm cu un costum, înseamnă altceva. Uh, sigur că da, au, sunt așa numitele declarații de, 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 modă, cumva, de, 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 această lume a modei, nu numai a modei, dar și de faptul că îți vrei să te poziționezi cumva. Dar nimic mai mult. În schimb, în vremea aceea însă n-am mai mult, mult mai mult. Și de aceea ne-am oprit la cele două simboluri sau mai bine spus două valențe uh, importante și anume ideea de identitate și ideea de tranziție. Și cu acestea două aș vrea să ne, cu ele să ne ocupăm puțin, să înțelegem de fapt ce a încercat cumva să ne transmită autorul uh, narațiunii. Prima idee fundamentală este cea de identitate. Adică Iosif este prezentat în aceste diferite Ipostaze ale vieții, purtând diferite haine. Da? Deci, el este, de fapt, definit la, de, de haina pe care o poartă la un moment dat. Deci, haina de copil, după aceea haina de adolescent, după aceea haina de uh, rob, haina de deținut, haina de înalt oficial. nu? Deci, toate acestea îl definesc pe Iosif. Revin. Știm că haina nu face pe om, deși uneori haina, sigur că da, spune ceva despre acel om, cum se îmbracă, cum se aranjează, spune ceva. Dar pe vremea aceea, haina reprezenta mult mai mult decât reprezintă astăzi. Și atunci autorul vrea să spună mai mult decât că domne Iosif, cum să spun eu, a încercat să... Uh, proiecteze o anumită imagine despre sine. Nu, nu, nici vorba așa ceva. Nu, pe vremea aceea nu se uh, închipă. Sigur că da, oamenii care erau foarte bogați își proiectau, cum se spune, slava și puterea și autoritatea prin haine. Un alt simbol, import, un alt, o altă valență importantă vis-a-vis -vis de acest simbol al hainei în Antichitate este cea de putere. Da? Deci, proiectează puterea. Nu este cazul aici, în narațiunea lui Iosif. Dar în altele, vezi în Egipt, vezi în, la Mesopotamia, vezi în altă parte, da, proiectează putere. Mai ales la egipteni, proiectează putere. Da. Bun, dar aici nu. Aici vorbim de identitate mai mult. Iosif este definit de hainele pe care le poartă. Cam asta vreau să spună autorul uh, Bibliei. Și în ce fel o face? Uite-te, ne, ne arată el de la adolescent răsfățat în casa tatălui său haina aceea pestriță la înalt oficial a un adult matur în casa lui Faraon. Și atât de simplu o face încât te, te miri domne, deci incredibil de, de, de inventiv de creativ nu? și inspirat că până mă vorbim despre inspirație aici nu. Deci vrea să ne spună un mesaj atât de profund prin niște idei și niște exemple atât de simple. Uite ce haină purta el pe vremea aceea când credea el buricul pământului, nu? Și visau lucruri extraordinare și haina lui nu era ca nimănui nu ea din jur și mai târziu îl vezi în haina înaltă, importantă de la faraon primită, nu? E, și dar acum este adult, este un om matur, un om care gândește profund, un om care înțelege dinamica vieții, un om care e trecut prin viață, care a suferit și care a dobândit succes și care l-a costat și sacrifici și mai departe. Deci toate aceste idei le regăsim doar uitându-ne cu atenție în text și identificând aceste haine care se află cumva la extreme. Da? A doua idee fundamentală este cea de tranziții, care practic este strâns legată de cea de identitate. Pentru că identitatea lui Iosif are legătură și cu tranziția pe care o face în viață. Adică, mai concret, ce înseamnă asta? Înseamnă că viața este o continuă tranziție de la o etapă la alta. Și am mai spus noi ceva legat de etape cu altă ocazie. Viața este, de fapt, construită ca fiind etapizată. E una, etapa naturală, biologică, de la copil la adult, și sunt etape pe care le traversezi și pe care le parcurgi. Că n-ai cum să rămâi copil și nu e bine să rămâi copil, și timpul trebuie să te schimbi treptat și continuu. Cam asta este ideea. Deci, Asta spune aici autorul Genezei, prin aceste haine. Vezi că de la haina aceea de copil până la când ajunge bătrân de tot, are loc o tranziție, dar nu mai una din punct de vedere biologic și din punct de vedere al, mă rog, vârstei și mai departe, ci din punct de vedere social. Aici avem vorba de o tranziție socială. Iosif de la un păstor care visează să fie cel mai mare din clanul său, ajunge de fapt un mare vizir în, la curtea lui Faraon. Deci avem de a face și cu o tranziție socială, nu doar cu una biologică. Ce ne spune de fapt autorul aici? Că viața nu trebuie să fie ca un țarc. Doamne, e un țarc și aici trebuie să stai că n-ai încotro. Destinul tău este fixat. Așa cum se credea, Iosif ar fi trebuit să fie al 11-lea păstor din cei 12. Pentru că asta era meseria dată. Nu puteai să schimbi meseria la vremea aceea, n-aveai voie, pentru clanul nu-ți dădea voie, tradiția nu-ți dădea voie, zei nu-ți dădeau voie. Dar autorul spune, stai puțin, că nu e chiar așa, pentru că viața nu este ca un țar, ci este ca un traseu pe care îl parcurgi. Nu este ceva rigid, ci este ceva maleabil. Se poate modifica, se poate schimba. Poți să ai surprize plăcute sau neplăcute. Viața este dinamică, nu este statică. Asta spune, de fapt, autorul uh, uh, narațiunii. Și mi se, pare mie, mi se pare că este o idee extraordinară aici. Destinul lui Iosif nu este fixat definitiv, e implacabil și orice îi face Iosif, poți să visezi tu ce vrei să visezi, pentru că nu se va schimba nimic. Nu. Biblia spune aici că destinul acesta a fost dezvoltat pas, s-a dezvoltat pas cu pas. Și Iosif a fost implicat în realizarea destinului său, fără discuție. N-a asistat ca un spectator de la distanță să văd, ia să văd eu acum cum se va împlini planul lui Dumnezeu cum de obicei cam facem noi uneori, spunem, hai să vedem cum se va împlini planul Dumnezeu în viața noastră, dar nu facem absolut nimic ca pentru realizarea acelui destin. Ori autorul ne invită să participăm în această realizare a destinului. Să fim parteneri cu Dumnezeu, pentru că se pare că singur nu putem să-L realizăm. Cam asta este ce spune autorul și este o altă idee profundă, pentru că Dumnezeu e Cel care conduce aceste lucruri, așa spune în dreptul lui Iosif. Cum ne dăm seama că asta spune autorul? Păi de câte ori Iosif intră într-o nouă etapă a vieții, se schimbă haina. Se schimbă haina. De la copilărie a ajuns la adolescent, i s-a schimbat haina. i a fost dată haina lui de tatăl său. După aceea ajunge în altă etapă, când este rob în Egipt, se schimbă haina. Vechea haină este ruptă, sfâșiată, însângerată și primește o altă haină. S-a tratat etapa în casa lui Potifar și intră în altă etapă, în, în închisoare. Se schimbă haina. Și acolo se încheie etapa după câțiva ani și intră în casa lui Faraon. Se schimbă haina. Observați, asta spune autorul aici. Ori de câte ori începe o nouă etapă sau se încheie și începe o altă etapă, haina este indicatorul. Una rămâne acolo și primește altă haină. Cu alte cuvinte, s-a deschis ușa, poftim, ai intrat în noua etapă a vieții tale. Ce ne spune nou asta, de fapt? că omul trebuie să se schimbe. Chiar în epopea lui Gilgamesh, prietenul său Enkidu primește o haină ca simbol al tranziției de la om sălbatic la om civilizat. Deci chiar și acolo găsim această idee. Mai mult, chiar frații lui Iosif sunt prezentați mai târziu în relațiune ca fiind schimbați acum. Nu mai sunt aceiași frați cei care l-au vândut agresivi, violenți, plini de ură și de frustrări și mai departe. Sunt alți oameni. Aia spune autorul. Dom'le, până și frații lui Iosif s-au schimbat. Deci omul nu are voie să nu se schimbe, nu are voie să rămână la fel. Nu trebuie să rămână la fel. El trebuie să se schimbe. El poate să se schimbe. Este imperativul vieții. Și veți întreba bine, dar cum se poate schimba omul? E, aici este, să zic, contribuția unică a autorului biblic, pentru că nu găsim asta în alte culturi. Dar aici găsim în autorul biblic ideea că Dumnezeu este cel care orchestrează, de fapt, această, să o numim așa, Sinfonie a schimbării. Pentru că nu este ceva un simplu uh, solo. Uh, cântăm noi la trompetă și asta e. Nu, e o simfonie. Deci, schimbarea se petrece în relație cu tine însuți, în relație cu Dumnezeu și în relație cu cei din jurul tău. Nu te poți schimba de unul singur. N-ai cum? Și nici nu trebuie? Schimbarea are loc în acest context. Iosif se va schimba chiar el în Egipt fiind în clipa în care își va reîntâlni frații. Vom vedea. De deci ce spun că această schimbare este ca o sinfonie? Iar Biblia îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind cel care orchestrează. Dacă vreți, dirijorul. Nu te obligă, dar îți condițiile, armoniile, toate instrumentele, toți timpii, tempoul, tot ce trebuie, și fiecare din noi suntem invitați să participăm în această simfonie a schimbării vieților noastre.